Aproximativ 11.000 de vulceni au primit șomaș tehnic în luna iunie, în timp ce în luna mai au beneficiat 12.000, iar în aprilie numai 6.000. Firmele care au depus actele necesare privind șomajul tehnic în județul Vâlcea sunt diverse, acoperind toate domeniile de activitate, de la domeniul hotelier, cameriste, barmani, recepționeri, prestări servicii, frizerii, ateliere și spălătorii auto, cabinete medicale individuale, firme de construcții și până la domeniul prelucrărilor. În ceea ce privește acordarea unor zile libere părinților pentru supraveghere, gera copiilor, cât timp școlile au fost închise, 60 de angajatori au oferit acest drept unui număr de 162 de persoane în luna mai, iar în iunie 301 persoane au stat acasă ca urmare a acestei reglementări.